Este cel mai puternic seism din ultimii 25 de ani, potrivit oficialilor taiwanezi. Din imagini se văd clădiri puternic înclinate, care ar putea să cadă sau vor trebui demolate. Mai mulți oameni au fost evacuați și unele companii situate în sudul insulei și-au evacuat angajații. Cutremurul a fost resimțit și în capitala insulei, orașul Taipei, dar nu au fost anunțate pagube majore. Pentru o perioadă scurtă de timp a fost suspendată circulația trenurilor, iar în unele regiuni de munte au avut loc alunecări de teren. Mai multe localități au rămas fără curent electric și internet. Mișcările tectonice au provocat un tsunami ce a atins coasta Japoniei fără a produce distrugeri. Ultimul, cel mai puternic cutremur care a lovit Taiwanul, a avut loc în 1999 și a avut o putere de 7,6 pe Richter. 2400 de oameni au murit atunci, iar 5000 de clădiri au fost distruse.